Astăzi vom răspunde la întrebarea: ce mănâncă o cârtiță? Salutare, dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi răspund la întrebările voastre. Dacă vrei și tu să-mi adresezi o întrebare despre animale și natură, abonează-te la acest canal pentru a face parte din comunitate și lasă întrebarea ta într-un comentariu de la ultima postare din secțiunea Comunitate. Cârtița este un animal ciudat și mănâncă lucruri și mai ciudate. Sunt mamifere mici, adaptate la un stil de viață subteran, iar cercetătorii au descoperit că pot tolera niveluri de dioxid de carbon, deoarece celulele sanguine au o formă specială de hemoglobină care are o afinitate mai mare la oxigen decât alte forme. În plus, cârtițele folosesc oxigenul mai eficient prin reutilizarea aerului expirat și ca rezultat sunt capabile să supraviețuiască în medii cu oxigen scăzut, cum ar fi galeriile pe care le sapă. Însă dieta unei cârtițe constă în principal din râme și alte nevertebrate mici pe care le găsește în sol. Cârtița poate fi numită și capcana de râme. Cârtița simte când o râmă sau o altă larvă cade în tunel și fuge repede să o mănânce. Dar au și o armă secretă, pentru că saliva lor conține o toxină care poate paraliza râma, astfel cârtițele sunt capabile să-și depoziteze prada vie pentru a fi consumată mai târziu. Ele își construiesc camere subterane speciale doar pentru a depozita prada. Cercetătorii au descoperit astfel de cămări cu peste 1000 de râme în ele. Înainte de a mânca râmele, cârtița le curăță de pământ cu ajutorul membrelor anterioare. Cârtița cu nasul stea poate detecta, prinde și mânca râmele mai repede decât o poate urmări ochiul uman. Vinerea viitoare vom răspunde la întrebarea: ursul koala este un urs adevărat? Dacă vrei să afli mai multe despre cârtiță, intră și pe acest card. Abonează-te la canal pentru a face parte din comunitate și lasă întrebarea ta în secțiunea cu același nume. Și te poți abona dacă apeși pe acest avatar. În partea mea stângă sunt alte două clipuri despre animale pe care te invit să le vizionezi. Și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.